Ați văzut filmul Interstellar? Acolo este o planetă lângă o gaură neagră. 60 de minute pe acea planetă sunt echivalente cu 7 ani pe planetele obișnuite. De ce? Pentru că timpul se dilată datorită câmpului gravitațional puternic de lângă gaura neagră. Și cu asta am făcut trecerea spre teoria relativității generale, pe care o voi prezenta în câteva episoade, urmând cartea mea Fizica povestită. Vom începe cu esența teoriei, care se poate descoperi începând cu principiul echivalenței. Maestre Banda. Einstein a dezvoltat teoria relativității restrânse în anul 1905. Ea se numește așa pentru că se referă la sisteme de referință inerțiale, care se deplasează unul față de altul cu viteză constant. În anii ce au urmat, Einstein a fost interesat să generalizeze teoria sa la orice sisteme de referință, deși la unele care se mișcă accelerat unul față de celălalt. Efortul acesta a luat peste 10 ani. Dificultatea majoră a fost matematica. Pentru a generaliza teoria, Einstein a trebuit să învețe multă matematică, în special geometrie riemanniană. Tot asta cu răbdare, învățând la început de la colegul său Marcel Grossmann. În 1915 îi scria prietenului său Michel Ebesso, imediat după ce făcuse calculul relativist pentru periheliul lui Mercur și obținuse aceeași valoare ca cea observată experimental. Cele mai ambițioase visuri sunt realizate, cu varianța generală, periheliul lui Mercur minunat de precis. Termenul cheie este covarianța generală, adică faptul că se pot folosi orice sisteme de referință, chiar și unele mișcare accelerată unul față de celălalt. Surpriza majoră, pentru oricine învață teoria relativității generale, este că această teorie este, în esență, o teorie îmbunătățită a gravitației lui Newton. De aceea, a se pune un semn de egalitate între teoria relativității generale și cea a gravitației. De aceea, călătoria noastră, vom începe de la gravitație. Când ne cade ceva din mână, ne uităm mereu în jos, niciodată în sus. De ce? Pentru că lucrurile nu sunt atrase de tavan, ci de pământul de sub noi, îl spune Newton, printr-o forță de atracție gravitațională. Problema cu această forță, în teoria lui Newton, este că forța este instantanee. Cu alte cuvinte, nu se poate ca un corp să atragă instantaneu un alt corp aflat la mii de ani lumină depărtare. Dacă ar fi așa, atunci am putea transmite instantaneu informație la celălalt capăt al universului, mișcând înainte și înapoi de un corp și măsurând variația forței la miliarde de ani lumină depărtare. Newton a remarcat asta, dar nu avea o soluție. Fizicienii de după el au încercat să extindă legea de atracție gravitațională, considerând o viteză finită de deplasare a interacțiunilor gravitaționale. Ei au început prin a introduce câmpul gravitațional al unui corp masiv, definit prin similitudine cu câmpul electric. Forța cu care corpul masiv atrage gravitațional un corp de probă a fost aleasă proporțional cu masa corpului de probă și dependentă de câmpul gravitațional al corpului masiv, asemănător forței electrice. În noua teorie, variațiile acestui câmp gravitațional se transmit din aproape în aproape, cu viteza luminii, după cum și variațiile câmpului electric se transmit tot din aproape în aproape și tot cu viteza luminii. Nu vom vorbi despre această teorie, pentru că ea se va dovedi o aproximație a teoriei lui Einstein. E suficient să spunem că Einstein, căutând să generalizeze teoria sa pentru sisteme de referință neinerțiale, a sesizat că acestea apar natural în prezența câmpurilor gravitaționale, acolo unde corpurile sunt accelerate de forțele gravitaționale. Dar de unde să înceapă căutarea? Motivul pentru care Einstein s-a încăpățânat să creadă că gravitația joacă un rol special se găsește în gândirea și experimentele lui Newton. Astfel, Newton a înțeles că teoria sa are un aspect pe care nu îl putea explica, egalitatea dintre masa inerțială și masa gravitațională. Masa inerțială a unui corp se definește ca raportul dintre forța cu care se trage de un corp și accelerația pe care această forță o imprimă corpului. A este egal cu F împărțit la M. Ea apare deci în experimente în care nu intervine gravitația. Pe de altă parte, masa gravitațională se definește ca raportul dintre forța F cu care corpul este atras de pământ, dacă ar fi așezat pe suprafața lui, și o constantă universală G, care reprezintă accelerația cu care toate corpurile cad la suprafața pământului și care are valoarea G egal cu 9,8 metri pe secundă la pătrat. Adică, masa gravitațională va fi M, este egal cu F împărțit la G. Cele două valori ale maselor, masa inerțială și masa gravitațională, au primit denumiri diferite,
dar ce sunt rezultatele unor tipuri diferite de experimente. După cum se vede, primul experiment în care este implicată masa inerțială este dinamic, corpul se mișcă pentru că noi tragem de el. Iar cel de-al doilea experiment, în care se implică masa gravitațională, este static și implică gravitația. Pământul trage de corpuri. Egalitatea dintre masa inerțială și cea gravitațională scoate atunci în evidență o relație intrinsecă între mișcarea corpurilor și forțele de gravitație. Ea ne spune că un corp ce este mai dificil de accelerat, masa inerțială mai mare, va și cântări mai mult, masa gravitațională mai mare. Putea fi și altfel, de ce nu? De aceea, dacă lăsăm să cadă un corp cu o masă gravitațională de două ori mai mare, forța de atracție a Pământului va fi și ea de două ori mai mare. Accelerația în cădere însă va rămâne neschimbată, pentru că această forță dublă se împarte la masa inerțială, care este și ea dublă. Astfel, toate corpurile cad pe Pământ cu aceeași accelerație, dacă neglijăm frecarea cu aerul, indiferent de masa lor. Asta se vede în acest experiment minunat de la BBC, în care au lăsat să cadă, într-o cameră vidată, o pană și un ciocan. Vedeți cum ca sincron, cu aceeași accelerație. Și totuși, a zis Einstein, de ce corpurile nu cad diferit în câmpul gravitațional dacă ele tot sunt diferite? Într-un câmp electric, de exemplu, unele sarcini sunt accelerate mai mult, altele mai puțin și altele chiar deloc, dacă nu o sarcină electrică. În câmp gravitațional însă toate ca la fel, indiferent de ce sunt făcute. Ce determină atunci mișcarea acelui corp dacă structura lui internă nu contează? Dacă mișcarea nu are de-a face cu corpul însuși, pentru că toate corpurile punctiforme cad la fel în condiții ideale, atunci ce poate fi? Poate fi vorba despre ceea ce se află în jurul corpului. Dar ce se află acolo, căci este numai spațiu vid? Ne apropiem de răspuns. Aici este Einstein într-un lift, unde face tot felul de experimente de mecanică, neputându-se uita afară pe un eventual geam să vadă ce se întâmplă cu liftul. O altă persoană, pusă pe șotii, fie pune liftul în spațiul imponderabil, fie lasă să cadă liber în câmp gravitațional al Pământului. Întrebarea este, va ști Einstein în care dintre cele două situații se află? Să luăm a doua situație, liftul în cădere liberă. Nu numai că liftul cade, dar și toate obiectele din el. Datorită egalității dintre masa inerțială și cea gravitațională, căderea obiectelor va fi sincronă. Să zicem că Einstein dă drumul unui măr în timp ce liftul cade liber. Atât liftul, cât și mâna lui Einstein sau mărul vor cădea sincron, datorită egalității maselor inerțiale și gravitaționale. De aceea, Einstein va remarca din lift cum mărul rămâne lângă mână, deși i-a dat drumul. O situație asemănătoare este cea de pe Stația Spațială Internațională, atunci când astronauții lasă obiecte din mână. Multă lume crede greșit că astronauții de pe stație au atins mediul imponderabil, de aceea plutesc în spațiu. În realitate însă, acest lucru nu se întâmplă, pentru că Stația Spațială Internațională gravitează la doar 400 de kilometri deasupra Pământului, o distanță mult mai mică decât cei aproape 6.000 de kilometri cât reprezintă raza Pământului. Asta face ca gravitația din acel loc să fie aproximativ egală cu cea de la suprafața Pământului. Și atunci, de ce plutesc liber cosmonauții în Stația Spațială? Motivul este că Stația Spațială Internațională este ca un lift în cădere liberă, tot timpul, orbitând în acest fel în jurul Pământului. Ea este un model pentru liftul lui Einstein. Uitați aici un alt exemplu, de data aceasta o măsurătoare făcută de mine. Aici se vede accelerația măsurată de un senzor inerțial, atunci când senzorul s-a aplicat vertical în sus de către mine, fără a introduce rotație. La început și la sfârșit, indicația senzorului este egală cu accelerația gravitațională, G egal cu 9,8 metri pe secundă la pătrat, că senzorul stă aproape pe loc și măsoară câmpul gravitațional al Pământului. În mijlocul figurii, senzorul este mișcare liberă prin aer. Acum accelerația măsurată este nulă, deși senzorul este atât în urcare cât și în coborâre. Putem spune cu încredere că senzorul se crede într-un spațiu imponderabil. Atenție, atât la urcare cât și la coborâre. Un observator aflat într-un lift nu poate sesiza diferența dintre două situații, căderea liberă sau imponderabilitatea, uitându-se doar la corpurile din lift. În ambele situații, obiectele par în imponderabilitate, așa cum se vede din filmări din Stația Spațială Internațională, aflată constant în cădere liberă în mișcarea sa orbitală în jurul Pământului. Iată însă întrebarea cheie.
Este posibil ca situațiile să fie identice în toate privințele, adică nu numai fenomenele mecanice, ci și electrice sau magnetice. Toate fenomenele, ce știm acum și ce vor descoperi oamenii și extraterestri peste 1 milion de ani. Albert Einstein, sub influența teoriei relativității restrânse, a presupus tocmai acest lucru. Și anume că cele două situații, cea în care liftul cade liber sau cea în care este adus în imponderabilitate, sunt echivalente în toate aspectele. Făcând orice fel de experimente în interiorul liftului, nu putem decide în care dintre cele două situații ne aflăm. Rezultatul este cunoscut ca principiul echivalenței. Einstein spune însă să se compare în cele două situații ceva mai neobișnuit, structura spațiu-timpului. Am discutat structura aceasta în cadrul teoriei relativității restrânse, adică în spațiul imponderabil unde se pot construi sisteme de referință inerțiale care se deplasează cu viteză constantă unul față de celălalt. Am văzut că structura aceasta este minkowskiană. Practic, avem o relație pentru intervalul relativist între două evenimente care este asemănătoare cu formula lui Pitagora, unde se schimbă doar câteva semne. Să revenim la observatorul din liftul în cădere liberă și să remarcăm că situația acestuia este echivalentă cu cea din liftul aflat în imponderabilitate, departe de câmpul gravitațional. În al doilea caz însă, departe de câmpuri gravitaționale, structura spațiu-timpului, metrica sa, este minkowskiană. Atunci, dacă observatorul din liftul în cădere liberă își va trasa coordonate de spațiu și timp, și spațiu-timpul observat de el va fi tot minkowskian. Cu alte cuvinte, aflându-ne în interiorul liftului în cădere liberă, vom verifica în întregime legile relativității restrânse. Aceasta deși ne-am aflat într-un lift în cădere liberă, în câmp gravitațional și nu în spațiul imponderabil, așa cum am presupus atunci când am construit pentru prima dată teoria relativității restrânse. Să observăm însă că oriunde într-un câmp gravitațional putem alege un lift în cădere liberă. Ne putem imagina atunci tot spațiu-timpul, chiar și acolo unde câmpurile gravitaționale sunt puternice, ca fiind construit din bucățele mai mici, locale, unde spațiu-timpul este minkowskian. Care poate fi structura acestui spațiu-timp construit din zone mici, în care este minkowskian ca într-un fel de puzzle? Răspunsul pe care l-a găsit Einstein este cheia întregii povești și se vede în această poză. El se bazează pe asemănarea dintre spațiu-timpul minkowskian și spațiul euclidian, la care se mai adaugă un ingredient, suprafețele curbe. Așa cum se vede în partea stângă, suprafețele curbe sunt plane pe porțiuni locale, deși la distanțe mai mari suprafața rămâne curbă. În dreapta am generalizat la spațiu-timpul curb. Pe zone mici, locale, spațiu-timpul este minkowskian, adică descris de teoria relativității restrânse, dar pe distanțe mari va fi curb. Pentru aceasta, trebuie să dezvoltăm teoria relativității generale. Atunci Einstein a generalizat. În prezența gravitației, vom presupune că toate evenimentele se așează pe un spațiu-timp curb cu 4 dimensiuni, așa cum este exemplificat în partea dreaptă. Local, pe porțiuni mici, putem alege o metrică minkowskiană, a unui lift în cădere liberă. În totalitate însă, spațiu-timpul va fi curb. Aceasta este cheia lui Einstein, piatra din colț, dacă mă pot exprima așa, cea pe care și-a construit el teoria relativității generale. Atunci, o formulare a principiului de echivalență ar putea fi aceasta. Într-un câmp gravitațional, toate evenimentele se așează pe un spațiu-timp curb cu 4 dimensiuni. Local, metrica spațiu-timpului este minkowskiană. Recunoaștem principiul de mai sus de fiecare dată când ne așezăm pe canapea și dăm drumul la două obiecte să cadă. Neglijând rezistența aerului, acestea vor cădea simultan, indiferent din ce sunt alcătuit. Putem alege atunci un sistem de coordonate local care se mișcă odată cu cele două corpuri în cădere. Acesta este de fapt un sistem local minkowskian. În acest sistem, corpurile ce au fost așezate inițial în repaus rămân în repaus unul față de altul, ceea ce nouă ne pare ca o sincronizare a căderii celor două corpuri. Acesta este în esență principiul echivalenței. Despre implicațiile lui în episodul următor. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Mulțumesc și Universității de Vest Timișoara pentru susținere. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!